bine că știi tu karate! Oh, nu! Telefonul meu nou-nouț! A fost un accident! Ce mă fac acum? Wow! Ăsta cine e? E cumva un duh al telefonului? Ce crezi că vrea? Cred că... Wow! Avem propriul duh! Oh, nu! Iar ne verifică de telefoane! Trebuie să mă gândesc la ceva! Cum îl iau înăuntru? Tipul ăsta e inutil! Zici că e o altă lume aici! Ah, da? Știu! Încercarea moarte n-are! Chris? Vorbești cu mine? Pot? Nici gând! Oh, te rog frumos! Oh, dar o să te coste! Scârbos, dar ok! Sunt bune și suculente pentru tine! Poftim, pup-o pe asta! Așa, moi! A fost minunat! Acvariul ăsta e doar al tău! Acum să înceapă distracția! Ce bine că nu mi-a fost foame la prânz! Mă asigur că e bine sigilată! Pietrele la acoperă de tot! Vezi? Și acum marele final! Da! Salutare! Oh, ador peștii! Intră, Annie! E timpul să mă scufund, nițel! Scuze, micuțule! Super uscat! N-ai cum să nu adori plasticul! 25, 26 și acum trecem la umeri! Ce-i asta? Cred că s-a ars becul. E cineva acasă? Se pare că nu mai citesc. Vrei un strop de noroc? Chestia asta clar nu mai merge! Oare cât de vechi o fi becul ăsta? Nu pare a fi așa vechi! Stai puțin! Pare că Jennifer e blocată acolo! Ce cool! Jen! Stai la o poză? Am o idee! Prefătă că ești blocată! Așa? Da, e perfect! Cum e să trăiești într-un bec? Chiar zici că sunt acolo, grozav! Hei, ce mai faci? Ia uite ce am! Nu se poate! Cât ți l-ai luat pe ăla? De dimineață! E mov! Wow, sunt cam geloasă! Aș fi vrut și eu un telefon nou și drăguț! Dar stai! N-am nevoie de un telefon nou! Am o husă drăguță! Huse, de fapt? Am mai multe! Ok, e și asta ceva! Păi, cred că am și mai multe! Chiar ador culoarea asta nouă! Ei bine, ia uite ce huse colorate am! Sunt cool, dar tot nu sunt mai cool decât telefonul meu mob! Ce? Eh, nu-mi dai de ales! Despre ce vorbești? Așa să fie! Toate husele mele! Wow! Ce multe sunt! Poftim, vezi? Și husele sunt frumoase! Wow, chiar sunt impresionată! Eh, acum mi s-a cam dus cheful de noul meu telefon. Ah, mi-a venit o idee genială!
O să iau paiul ăsta și o să-i sigilez capătul cu o placă de îndreptat părul. Așa! Și acum următorul pas. O să folosesc seringa asta micuță ca să umplu paiul cu lichid colorat. Perfect! Fix așa, cu un pic de spațiu în plus. Acum o să sigilez și capătul ăsta. Îmi trebuie husa asta transparentă de telefon. O să o dau cu lipici dintr-un baton de lipici. Bun, acum o să lipesc paiul. Am făcut mai multe cu diferite culori. Le pun pe toate pe husă. Arată grozav! Ia uite ce husă nouă am! Are bule care se mișcă! Wow! N-am mai văzut până acum una ca asta! Eu și husa mea colorată de telefon îți zicem pa, pa! Frate, iar sunt geloasă! Uite-o pe Sofia, ce ocupată e! Nimic nu o distrage! Am vorbit prea devreme! Unde am pus chestia aia? Trebuie să fie pe undeva, nu? Haide, nu te camufla acum! Urmez cablul! Cât de lungă e prostia asta? Îmi obosește mâna! Ăsta nu-i telefonul meu! Ce pierdere! Abia mai simt mâna acum! Ok, cred că mă apropii! Acolo erai! Și tocmai l-am ratat! Acum trebuie să-l sun înapoi! Stai! Poate merge să creez ceva! Da, o să fie tare! Ia cablul și înfășoară-l în jurul unei carioci! Când e încolăcit, pune uscătorul pe el un minut și când scoți carioca, cablul nu o să mai fie așa lung! Chestia aia o să fie la vedere acum! Gata! Dacă sunt ocupată, nu mai trebuie să-mi pescuiesc telefonul când sună! E Kevin! Ce faci, prietene? Scuze că n-am răspuns mai devreme! Fundalul ăsta e uimitor, Amy! Stai la poză! Vino să le vezi! Sofia, degetul tău a stricat-o! N-am vrut, jur! Ce pierdere! Stai puțin, stai iar la poză! Ura! Altă ședință foto! Nu toată magia se face în spatele camerei! Degetul ăsta e chiar în fața ei! Uși, Amy, pleacă de aici! Hei! Mâinile mele! Opa! Ai grijă la degetele alea? Pot să ripostez, să știi! Ce? Au! Salutare! Treci în cutie! O să fie totul absolut perfect! Ah, am ajuns la timp! Bună, Matthew! Emily! Acum e momentul perfect! Stai, ce-i ăla? Are deja jucăria asta? Care sunt șansele? Ah, ce-i pot da cadou? Căștile astea? Oh, da! Dar trebuie să fac ceva mai întâi. Siguranța e prioritară! Încercarea moarte n-are! Oh, au, a, a, a. Da, mă răstogolesc în continuare! Of, n-a fost deloc ușor! Dar am treabă de făcut! Am nevoie de un spațiu de lucru liber, vă rog! Ce-i mai bun ca un cadou? Un cadou personalizat, evident! Și ăsta va fi clar unic! Trebuie doar să acopăr tot plasticul alb. Gata, e perfect. Acum o să fac o față. Bine că am destul albastru. Doar e culoarea ei preferată. Acum o să fac micile detalii. Începe să arate bine, nu-i așa? Nu trebuie să uit de zonele albe.
sunt la fel de importante ca restul. Perfect! Acum o să fac ultimele detalii. Aproape am terminat! Ce drăguț e! Dar... ha! Mai am de făcut ceva! Dacă le pun fix unde trebuie... nu-i așa că e perfect? O să mai încerc o dată! Hei! Ți-am luat un cadou! Nu cred! Se potrivește perfect cu jucăria mea! Unde ai găsit așa ceva? Ah! Oh! Ce e? Era să uit! Am și eu un cadou pentru tine! Îți place? Ok, hai să ne strângem în brațe! Mă bucur că suntem prieteni! La mulți ani! Ah, mersi! Astea sunt pentru tine! Ești cea mai tare! Oare ce conține? Optim! Sper să-ți placă! Wow, ce răsfățată mă simt! Sunt atât de norocoasă să am așa prietene bune! Glumești? Wow! Poftim, e ziua de naștere a lui Stacy! Bună, bună, Emily! Mulțumesc mult! Am uitat complet! Ce mă fac? Poate am ceva în rucsac care ar putea deveni un cadou potrivit pentru Stacy. Poate și-ar dori un pui de cauciuc? Sau poate nu? Ce altceva mai am aici? Un răhățel gumat? Mereu zâmbesc când îl văd. Nu, nu-i pot da așa ceva! Wow, un nou iPhone! E îngrozitor! O să se supere pe mine! Poate îi pot cumpăra un cadou după ore. Sper să nu se supere. Florile astea miros extraordinar! Știu, o să-i fac o felicitare. Important e gestul, nu? Arată îngrozitor! Trebuie să mă gândesc la altceva. Stai puțin. Cred că știu. Știu ce să-i dau lui Stacy de ziua ei. E timpul să mă apuc de treabă. O să încep prin a desena puncte pe coperta unui caiet cu un marker albastru. O să fac un model oarecare. O să repet procesul cu marcere de alte culori. O să continui până umplu toată coperta. Arată super! Cred că e suficient. Acum o să acopăr coperta cu scotch transparent. Trebuie să fie întins bine. O să tai scotchul în exces. E ultima bucată! Acum o să acopăr scotchul cu vopsea neagră. Pentru o aplicare uniformă o să folosesc burețelul ăsta. Vreau să o acopăr complet. Acum o să aștept să se usuce vopseaua. O să folosesc o frigăruie de lemn pentru a scrie un mesaj peste vopsea. Frigăruia va zgâria vopseaua și va scoate la iveală culorile de dedesubt. E un efect interesant! Am terminat! Stacy? La mulți ani! Oh, Emily! Wow! Mulțumesc! Îmi place super mult! Vino încoace! Deci, ai adus tort? Ia să-mi verific notificările. Of, toată lumea are o poză simpatică, numai eu nu. Ia stai așa, mi-a venit o idee. Da, David e perfect. Of, dar e cu Jennifer. Îi curăță haina? Serios? Cine se crede? Crede că e atât de specială pentru că e cuplată cu David. Poze drăguțe, poze drăguțe. Ia stai așa. Pot să fac și eu asta? Trebuie doar să mă asigur că nu e nimeni prin preajmă. Uite lucrurile lui David. Bingo! N-o să-l deranjeze dacă împrumut astea? O să iasă perfect! Trebuie să-mi bag mâinile în cracii pantalonilor, să-mi pregătesc telefonul, pornesc modul autotimer, îmi bag mâinile în Adidas și fac poza. A funcționat perfect! Uite ce de like-uri! Ce poză frumoasă, Annie! Dar eu știu adevărul și acum îl știe și restul lumii! Poate ai mai mult noroc data viitoare? Despre ce vorbește? Vai de mine, nu cred! Dați-vă la o parte! Of, trebuie să dau asta jos!
Tot cred că a fost o idee bună. Nu v-am văzut acolo! Muzica mea? Nu știu dacă v-ar plăcea. Urmează partea ritmată. E timpul să o punem pe pauză. Aia e o pasăre? Pe curând! Era cât pe ce? Dar știu ce să fac. Să vedem. Clar nu e aia. Bingo! Exact ce voiam. Vezi dispenserul ăsta de scotch? Scoate scotch-ul și înlocuiește-l cu astea. Perfect! Stai pe loc! E timpul să te scanezi. Nimic nu trece de chestia asta. Frate! Nimic deocamdată. Ok. Aha! Te-am prins în fapt. Asta e scotch. Cum e posibil? Fie treci. Trucul ăsta merge de minune. Și sunt și la îndemână acum. La fix pentru solo-ul de chitară. Vai, uite ce de chestii. Cât de drăguți, nu? La mulți ani, Jennifer! Am ceva super special! Ta-da! Oh, ursuleții sunt preferații mei, mersi! Orice pentru prietena mea cea mai bună! Ne faci o poză? O să fie adorabilă! Ceva nu e în regulă! Ce? Dă-mi e ursul! Ok! Ai încredere în mine? Pozez așa singură? Nu chiar! E gata acum? Și acțiune! O să fiu frumușic aici atunci! Vrei să vezi? Mișto, nu? Acum e cât tine, vezi? E incredibil! E uriaș! Clar a fost cel mai amuzant episod! Oare unde se duce el? Oh, doamne, da! Ce se întâmplă? Oh, uite! O petrecere Pop-It! Să mergem! Wow, Pop-It-ul tău e așa drăguț! Îl am și eu pe al meu, deci hai să mergem! Oh, e un paznic! Și mâncarea și băutura sunt interzise! Dar dulciurile noastre! Ce ne facem? Chiar voiam să merg la petrecerea aia! Hei, cred că putem să mergem și să ne luăm și dulciurile! Uite, putem să luăm husa ta, Pop-It! Și să punem o poză a camerei telefonului aici! Apoi o putem umple cu Skittles! O bomboană în fiecare gaură a Pop-It-ului! Trebuie să ne maximizăm ascunsul bomboanelor! Și acum ciocolata! Am topit-o, deci o să curgă ușor! O să torn peste Skittles-uri! Grozav! Arată perfect! S-a întărit, deci e gata! Arată ca un telefon obișnuit! Tare! Ești așa isteață! Bun, să mergem! Poți intra! N-ai văzut semnul? Mâncarea și băutura sunt interzise! Haide, pleacă de aici! Mi-am luat Pop-It-ul! Poți intra! N-am mai văzut o husă de Pop-It până acum! E cool! Distracție plăcută la petrecere! Se pare că nu e nimeni pe aici! E timpul pentru Pop-It-ul meu uriaș! Wow! Ce de Pop-It-uri sunt aici! Veniți să ne ajutați să-l facem pe ăsta mare! Cea mai tare petrecere din lume! Am câștigat concursul de făcut grămezi! Hai, hai, hai! Stabilește un record! Hei, vrei să facem schimb? Ah, ok! Ne gândim la același lucru? E timpul pentru o gustare! Ta-dam! E pregătită pentru noi! Husa Pop-It se scoate imediat! Zici că e ciocolată de casă!
E delicioasă! Ia și tu! Hei, lume! Am furișat dulciuri! Veniți să mâncați și voi! Plimbările pe plajă înseamnă poze grozave. Hei! Ce-i asta? Cineva o fi scăpat-o! O păstrează cine o găsește, nu? Stai aici, ok? Perfect! Hei, trucul ăsta chiar merge! Și nici nu ai nevoie de Photoshop! Bună treabă, fetelor! Ghici cine pleacă în vacanță! Eu? Unde plec? Nu pleci nicăieri! Ce rău ești! Lasă că te învăț eu minte! Lasă-mă să te duc în cea mai tare vacanță din viața ta! Serios? Sunt la Londra? Super! Ce urmează? Franța? Aștept și niște pâine și brânză? Spune oui! Yuhu! Ce urmează? Da! Egipt! Ce cald e aici! Wow! Da! Eu nu! Ce mișcări de dans sunt astea? Cred că pot să fac și eu la fel! Sau poate nu! Și-a pățit! Cred că mi se termină bateria! Fiu! Ia uitați ce priveliște, oameni buni! Ce bine! Există o explicație? Făceam poze pentru Instagram! Ai puțină răbdare, duhule, te ajut imediat! Bag acum telefonul la încărcat! Încetişor! Gata! Acum e mult mai bine! Ha? Ce se întâmplă acolo? Sunt vai de capul meu! Salutare! Nu așa de repede! Vrei să-mi spui ceva? Aha! Uite-l! Fără telefoane, ți-amintești? Bine! Mersi! Și să-ți rezolvi părul ăla! Ce urât! Asta dacă nu... Desigur! Vin imediat! Vrei să-ți ascunzi telefonul? Folosește plastilină! Pune o bucățică pe lateralul periei! Continuă pe toată marginea! Ideea e să ascunzi marginile telefonului! Acum pare a fi spatele periei! Mânerul ăsta e drăguț! Sunt frumușică și genială! Mult mai bine, nu? Pot? Oglinda asta arătă foarte fidel! Cum de n-am observat-o? Poftim, o poți păstra! Ok, acum intră! Super! Nu-i de glumă cu făcutul de origami? Toată munca pentru ăsta? E așa micuț! Mă rog, trecem la următorul! Ok! Bun, e ultima mea încercare! Tot o prostie! Rămân fără foi! Ah, ce mizerie faci! Jennifer și creațiile ei! De fapt, am o idee genială! Jennifer, vrei să facem ceva distractiv? Cu un coș de gunoi? Ai luat o raznă! Hai să ne distrăm cu umbrele! E un fundal grozav! Hai, fă pozele alea! Zici că ești sub apă! E rândul tău! Pozele astea o să primească așa multe like-uri! Uite ce cool au ieșit! Cui trebuie un studio profesional? Hei, ce mai faci?
Ia uite ce am! Nu se poate! Cât ți l-ai luat pe ăla? De dimineață! E mov! Wow! Sunt cam geloasă! Aș fi vrut și eu un telefon nou și drăguț! Dar stai! N-am nevoie de un telefon nou! Am o husă drăguță! Husă, de fapt? Am mai multe! Ha, ok, e și asta ceva! Păi, cred că am și mai multe! Chiar ador culoarea asta nouă! Ei bine, ia uite ce huse colorate am! Sunt cool, dar tot nu sunt mai cool decât telefonul meu mob! Ce? Eh, nu-mi dai de ales! Despre ce vorbești? Așa să fie! Toate husele mele! Wow! Ce multe sunt! Poftim, vezi? Și husele sunt frumoase! Wow, chiar sunt impresionată! Eh, acum mi s-a cam dus cheful de noul meu telefon. Ah, mi-a venit o idee genială! O să iau paiul ăsta și o să-i sigilez capătul cu o placă de îndreptat părul. Așa! Și acum următorul pas! O să folosesc seringa asta micuță ca să umplu paiul cu lichid colorat. Perfect! Fix așa, cu un pic de spațiu în plus. Acum o să sigilez și capătul ăsta. Îmi trebuie husa asta transparentă de telefon. O să o dau cu lipici dintr-un baton de lipici. Bun, acum o să lipesc paiul. Am făcut mai multe cu diferite culori. Le pun pe toate pe husă. Arată grozav! Ia uite ce husă nouă am! Are bule care se mișcă! Wow! N-am mai văzut până acum una ca asta! Eu și husa mea colorată de telefon îți zicem pa, pa! Frate, iar sunt geloasă! Oh! Telefoanele astea de fete arată grozav! Ăsta e chiar super frumos! Oare îmi permit un astfel de pop socket? Am ceva economii? $2 clar nu ajung. Ce nasol! Bani idioți! Și mi-am stricat și sertarul. Grozav! Seamănă foarte tare cu un pop socket. Pune husa telefonului tău cu fața în jos și pune un strop de lipici cald în mijloc. Apoi lipește mânerul deasupra. Acum lasă-l să se usuce. Trebuie ținut minte acest moment ingenios. Frate, ce ușor să ține acum chestia asta! Genial! Uf, ce zi lungă! Abia aștept să mă culc. Trebuie să mă fac comodă. Poate dacă stau pe partea asta. Of, e prea multă lumină. Vreau doar să dorm. Gata, e mai bine. De ce perna asta e așa incomodă? E ridicol! Mă urăște întreaga lume! O să-mi scot un picior afară. Asta o să mă răcorească. Păi, și moștrii de supat? Mai bine îmi țin piciorul aici. Se pare că nu o să dorm bine noaptea asta. Și evident că acum mi-e frig. Poate în poziția asta? Sau așa? Ah, îmi urăsc patul! Noaptea asta e cea mai crăznică! Ce e? De ce țipi? Hei! Un ou! Mi-a venit o idee grozavă! O să încep cu o husă de telefon și un pistol de lipit. O să desenez un cerc din lipici în mijloc. Și acum îl voi picta cu ojă albă. Grozav! Acum aștept să se usuce!
pentru următorul pas îmi trebuie un balon galben. Îi tai vârful și apoi pun o minge de slime în interiorul lui. Uite așa! Și acum îl pun pe telefon. E moale! Gata! Arată ca un ou pe husa telefonului meu. Apăsatul ăsta e așa relaxant. Wow! Acum îmi e somnic. Ouăle! E ceva ce nu pot face ele? Frate, planta asta e cât mine! Zâmbește! Doar în pozițiile astea poți, Sofia? Tu erai! Toate selfie-urile mele sunt la fel! Încearcă să fii creativă! Încearcă perspectiva asta nouă! Acum prefă-te că pășești! Wow! Cine mai vrea selfie dintr-o mână? Chris! Am nevoie de ajutorul tău! E în mâinile tale! Poți conta pe mine, Annie! Stai așa, domnișorico! N-am nimic la mine! Ce face Chris? Nu pot să am deloc încredere în el! Intră, dragă! Operațiunea mașina cu telefon e plină de sfășurare! Banda adezivă pusă! Telefonul gata de plecare! Și ai pornit! Atenție la picioare! Ușurel! Atenție când iei curba! A ajuns la destinație! Ador o excursie bună! A fost un film genial! Trebuie neapărat să-l vezi! Oh, Emily! Ia loc! Hei! Arăți super! Mersi, Jake! Drăguț din partea ta! Hai că poți! Ia să vedem! Ha? Oh, mi s-a rupt creionul! Ce frustrant! Ah, tipic! De ce pățesc mereu asta? Sper că am o ascuțitoare la mine! Hai odată! Am orice altceva în penarul ăsta! Ah, am uitat-o acasă! Hei, Stacy, ai o ascuțitoare? Nu sigură, stai să verific! Ups, nu-s deloc atentă! Nu am, scuze! Ok, ciudat, care-i faza? Acum e momentul să mă remarc! Pot să-i dau lui Emily ascuțitoarea mea! Sau pot folosi inelul pe care l-am cumpărat! Merită să încerc! O să dau piatra jos și o să pun puțin lipici fierbinte peste inel! Cred că e suficient! Apoi o să apăs ascuțitoarea deasupra! O să bag inelul la loc în cutie! Arată extraordinar! Hei, Emily! Poftim, pentru tine! Serios? Wow! Ce drăguț ești! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Jake, e fix ce-mi doream! Wow! Îl meriți din plin! Mă bucur că-ți place! Abia aștept să-l pun pe deget! Mi se potrivește perfect și e extrem de practic! Ce idee bună ai avut, Jake! Și acum i-am ascuțit creionul! Acum nu o să-mi mai pierd niciodată ascuțitoarea! Și asta datorită ție! Mersi, Jake! Ah, puteam fi eu în locul ei! Vreau și eu să primesc un inel de la Jake! Băieții simpatici nu mă plac niciodată! Vrei să ne vedem mai târziu? Îmi vine să vomit! Uite ce pot să fac! Mi-a dispărut degetul! Wow, Kate, te pricep la asta? E ușor! Sus, jos, sus, jos! Voi două vă distrați mult prea ușor! Ești gata? Uite ce pot eu să fac! Bum! Mi-a dispărut degetul! Wow, impresionant! Și acum a reapărut! Trucul ăsta nu e deloc interesant! Dar mi-a dat o idee! Hei, Annie și Kate! Fiți atenți aici! Am un baton de ciocolată pe ecran, trag de el și acum e în mâna mea! Poftim! Asta e magie adevărată! Vrăjitorie! Vreți să știți cum am făcut asta? Da? Ok! Mai întâi aveți nevoie de un telefon și de un baton de ciocolată, în cazul în care nu era evident. Apoi fă-i batonului de ciocolată o poză cu telefonul. Va trebui să editezi poza. Fă-o să fie de mărimea batonului. Ca atunci când dai cu degetul pe ecran să pară că batonul ți-a apărut în mână. Deci așa am făcut. Nu e nevoie să aplaudați? Țin eu batonul de ciocolată?
Distracție plăcută, nu-i bai. Pentru că mai am unul. Magia îmi face poftă de mâncare. E delicios. Olivia, m-am concentrat pe hobby-urile mele și am devenit expert în toate. Nu vezi că încerc să învăț? Dacă nu-l văd, poate îl pot ignora. Nu e frumos ce faci, Olivia? Am nevoie de liniște. Duhul telefonului! Sigur mă poate ajuta? Ai nevoie de ceva? Poți să iei glasul? Sigur! Acum pot să-mi aud iar gândurile? Dacă nu știe, nu are de ce să se supere. Olivia? Olivia? Olivia! Întâlnirea mea! Hai, intră! Pentru mine? Ce bine arăți! Și-a uitat telefonul. Nici măcar nu și-a dat seama. Ia să mă distrez eu puțin. Închide-i gura. Nu pot să fac asta. Uite, și-a găsit pe altcineva. Oh, ce drăguț ești. Te ador de asta. Ce zici, mă ajuți? Bun. Îi iau glasul imediat. Stai, vorbește în continuare? Ce? Nu mai contează. Ce tare e! De ce nu-l mai aud pe iubitul meu? Ce jenant! Oh, ce tortură! Interesant, nu? Hai să mergem! Pa! Ce facem aici mai exact? Scuze, m-ai speriat! Am frică de înălțime! Nu mă pot uita în jur! Mai bine eram înapoi în avion! Ai auzit ceva? Ciudat! Cum o să-mi strecor telefonul înăuntru? Știu! Îmi trebuie niște bandă dublă adezivă! Gata, țintește și lipește! Vai! Hai să încercăm iar! Stai acolo! N-am fost eu! Ah, alergiile! Ce are tipul ăsta? Hai, delipește-te! Gata! Ha? Credeam că am simțit ceva! Ce faci? Vorbești cu mine? Se pare că am o iubită! Arătați bine, doamnă Smith! Ești prea drăguț! Multă baftă azi! Salutare, doamnă Smith! Bună, Annie! Ia să vedem ce ascunzi! Până acum e bine! Ha! N-a detectat nimic! Sunt curată, jur! Dacă zici tu... A mers brici! Mersi pentru ajutor, frate! Am repetat tot, deci nu aveți de ce să nu luați nota de trecere. Nota de trecere, am înțeles. Ce plictisită sunt, mi se închid ochii de somn. Ah, Emily, ce grețos! Puteți începe testul. Vreau să răspundeți la toate aceste întrebări. Super, un test! Poftim foile! Ce bine! Abia aștept să încep! A, scuze! Ador testele! Poftim! Mersi! S-ar putea să fie greu! Ah, vai de mine! Ce m-am speriat! Scuze! O să-mi termin de pilit unghiile mai târziu! Puteți continua! Super! Nu pot folosi asta! Hei, Stacy! Ai un creion? Te rog! Am neapărat nevoie de un creion! Am unul singur! Scuze! Ok! Stai! Am o idee! Îmi dai puțin creionul tău? Ok, dar îl vreau înapoi! Știu ce pot face! Sunt genială! O să pun creionul pe o foaie de hârtie. Apoi o să rulez. Trebuie să mă asigur că hârtia e strânsă bine. Înainte să ajung la capăt, o să acopăr hârtia rămasă cu lipici. Apoi o să rulez complet.
O să mă asigur că s-a lipit bine. Apoi o să scot creionul lui Stacy. Pasul următor, o să bag un pai în tubul de hârtie. O să sigilez un capăt cu lipici fierbinte. Și o să-mi bag creionul în celălalt capăt. E un creion homemade. Acum e perfect. Mersi, Stacy. Sigur. Ce minunăție ai făcut acolo. Funcționează. Ce bine că mi-a venit ideea asta. Merge bine. Oh, Matthew. Hei. Ai întârziat. Stai jos. Scuze, durează ceva timp să-mi aranjez părul așa. E de vis. Mașina asta de vânt e cel mai bun lucru pe care l-am cumpărat. Wow, uite cum arată. Ce bine arăt. Da, ai dreptate. Cred că mi-a stat inima în loc. Oh, creionul meu. Ups. Sper că nu m-a văzut nimeni. Vai, uite-i pe porumbei ăștia. Întâlnirea pare să meargă bine, nu? Vin imediat. E timpul să-mi verific machiajul. Unde-i chestia aia? Cheile mele? Nu. Devine ridicol. O să o răstorn pe toată. Vai! Poșeta aia e spațioasă, nu? Pudriera mea! Hei, te-ai întors! Toate astea sunt ale tale? Cine cară scociul după el? O întrebare bună! Și în sfârșit o să fie util! Să folosim chestia asta! Puneți telefonul cu fața în jos și lipește puțină bandă dublă adezivă pe husă. Apoi scoate-i folia. Lipește-ți pudriera de scoci. Obiectele mele esențiale sunt acum 2 în 1. Să-mi retușez fardul. Arăt bine. Wow, ești ingenioasă, Sofia!